Oamenii s-au strâns în fața Ministerului de Finanțe puțin după ora 10. Mulți dintre ei sunt asistenții personali ai copiilor și pentru că nu au alt sprijin, au venit împreună să-și ceară drepturile. Noi avem un băiețel care are o dizabilitate, s-a născut cu sindromul Down și în mod clar nu vedem cum statul român ne mai poate sprijini. Părinții spun că primăriile nu vor avea bani să plătească indemnizațiile de handicap, după ce guvernul a transferat în bugetul lor cheltuielile sociale. Teama este și mai mare de vreme ce au loc în permanență întârzieri, iar primarii au rămas fără bani chiar și atunci când fondurile erau alocate de executiv. Se primește o indemnizație, ca să zic așa, însă vă pot spune în mod clar că începând cu anul 2018, deci nu discutăm de 2019, de anul trecut, această indemnizație trebuia să intra de obicei pe card pe data de 10 și a tot întârziat, astfel încât în decembrie a intrat pe data de 21. Vă dați seama, deci când erau deja bani. Acum intrăm într-un an nou și nu știu dacă mai luăm, nu dacă mai intră. Da, cu întârziere. În România trăiesc peste 72.000 de copii cu dizabilități, dintre care 50.000 au nevoie de asistent personal, iar indemnizațiile pentru însoțitor vor fi plătite tot de primării. Un copil cu autism și numai cu autism, un minim necesar pe lună pleacă undeva de pe la 1.000 de euro în sus. Acești bani, o parte din ei ni dă statul, să zic un 40%, dar și pe aia când ni dă practic mai avem un pic și scoatem căciula față de ei și restul ne descurcăm fiecare cum poate. Părinții au fost primiți pentru câteva ore și de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Ministrul le-a promis că va modifica legea bugetului și va obliga autoritățile locale să plătească înainte de toate drepturile de asistență socială. În legea bugetului să fie o prevedere foarte clară care să oblige comunitățile locale să asigure cu precădere acest tip de cheltuială pe zona socială, pentru ca oamenii să fie siguri că banii ajung acolo unde există și nevoia. Eu sunt convins că ai mei colegi primari din toate partidele, nu contează din ce partid fac parte, să ia această obligație. Este și obligație, va fi obligație legală, dar în primul este o obligație morală și de bun simț față de cei care au nevoie speciale. În plus, se va crea un fond special din sumele pe care angajatorii sunt obligați să le achite în cazul în care nu angajează persoane cu dizabilități.